Mulțumesc. Așa, o chestie de nimic. Eu, din cât mă cunoașteți deja de 2 ani și pe mine și pe colegii mei, probabil că ați observat că noi nu suntem oameni emotivi, să aruncăm replici, să aruncăm lucruri pe care... Să aruncăm lucruri care nu le știm sau pe care le intuim sau să fim oamenii bârfilor și a zvonurilor. Noi suntem 5 în Consiliul Municipal și dacă ne monitorizați pe toți 5 și știți cu cine ne întâlnim și unde, e foarte bine. Dacă vă monitoriza noi pe toți 17, ar fi mai greu. Stimați colegi. Domnul Codrean, vă rog, continuăm. Eu tare n-am vrut nici eu, nici colegii mei să intrăm în polemici. Dar dacă noi suntem anti-Chișinău și anti-Moldova, atunci eu nu știu cine sunteți voi, care 10 ani ați băgat Chișinău într-o groapă. Așa. Stați alături cu domnul. Voi trebuie să răspundeți în fața oamenilor unde sunt banii din bugetul municipal și cum i-a cheltuit primarul fără decizia Consiliului. Voi trebuie să răspundeți de ce la fiecare colț sunt ghirete, farmacii și benzinării. Și de ce sunt vândute terenuri, loturi cu zeci de mii de lei când trebuia să fie vândute cu milioane și după asta plângeți când aveți bani pentru funcționari publici. Domnul Ion, dați să avem respect reciproc și să dăm voie colegi noștri să exprime. Eu n-am să cobor nici măcar pe jumate la nivelul unde sunteți dumneavoastră, mai ales eu mă întreb dacă dumneavoastră ați fost ministrul tineretului, dacă tineretul de astăzi este emanația și vă reprezintă pe dumneavoastră, sau totuși noi am avut totuși noroc să avem un tineret și nu un tineret ca ministru. Și eu nu știu de ce atât de mult noastră vă temeți de expresia poporul chișinăuienii să-i expună. Domnul primar... De ce se teme? Nimeni nu se teme de nimic. Noi suntem de acord. Noi suntem de acord. Nimeni nu face joc cu nimănui. Oamenii vor veni și vor da vote. Nu Codreanu, nu Codreanu, nu Nimerețu, nu Bulat, nu Bulat. Oamenii vor aprecia activitatea primarului după 10 ani. Ce așa de mult vote? Nu contează, nimic nu contează. Important e să votați, pentru că sunteți la o mână. Așa cum a contat pentru dumneavoastră 10 ani pe zile să faceți ceva pentru oraș. Domnul Codrean, mai aveți un minut. Voi să aveți rezultatele noastre măcar în jumătate, să ia unele rețele. Eu tare. Cu asemenea atitudini, voi nu Ion. Pentru că voi sunteți numai cei care băgați peță în roate. Eu tare nu vreau să am rezultatele noastre, mie mi-ar fi rușine să ies pe stradă, văd rezultatele noastre. Și ca ministru, și ca primar general. Dar voi, Ei. Cu a vostru... Colegi, Dorin Tefacă trebuie să plece. Și noi asta am spus-o încă în 2015. Pe cine ați câștigat alegerile în 2015? Ați avut această posibilitate. Oamenii au dreptul să-și aleagă un primar și să dea apreciere. Și să oferim acest drept oamenilor. Mulțumesc. În rest, liberalii nu au decât să facă scurmă la cură, așa cum au făcut. Pentru că voi sunteți mai mari trădători.